Salutare eu sunt Panda Pro și astăzi o să fac o teorie despre grenii. Dacă observăm atent, grenii are ochii albi. Grenii se orientează foarte mult după zgomot și asta înseamnă că ea este oarbă. Aveți dreptate că pe Izimo nu se aude decât de la când scârțe, pentru că aceasta nu scârțe, dar este cu totul altceva. Grenii te aude poate când vorbești cu tine însuși, bine o să ziceți acum că chestia asta este absurdă, și nu poți vorbi cu tine însuși în Granny. Dar nu v-ați gândit niciodată că personajul din Granny poate vorbi cu el însuși și da, când deschide ușa, acesta face un zgomot, se aude un pic un zgomot. Când acesta dă un obiect jos, se aude un zgomot, deci da, aici Granny are un beneficiu și ea îl aude, deci da, aici este dovada că Granny este oarbă. Deci da, bă, băieți și fete, ăsta a fost clipul de astăzi, noi ne vedem data viitoare, sper că v-a plăcut acest clip, pa, pa, a, ah, și-am uitat, apăsați butonul de like și de subscribe, neapărat, pa, pa!